conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Așa, ne propunem să vă aducem cele mai noi, dar și importante informații, informații care ne vin de această dată tocmai de la București, de la Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului, care ne propune programul pastoral pentru 2023-2024 cu toate evenimentele și mai ales noutățile pe care acest an le aduce. În ce constau aceste noutăți, însă ne dorim să aflăm de la invitatul nostru. Ni s-a alăturat în studio părintele Marian Blaj, este responsabilul pastorației tineretului din Arhidiecez. Bună dimineața și bine ne întâlnim de această dată în studioul RCSFM. Bună dimineața, Alexandra, și bună dimineața tuturor ascultătorilor RCSFM și Angelus TV, celor care urmăresc pe această cale emisiunea dumneavoastră. Mă bucur să fiu aici. De multe ori ne-am auzit prin telefon. Prin telefon și de cele mai multe ori. Tot ne invitam noi, așa. Hai să vedem, poate odată ne vedem și la ea. Și iată că se întâmplă lucrul acesta, mă bucur să fiu aici și să aducem vești bune în dimineața aceasta. Într-adevăr, ne uitam și cu Andrei ceva mai devreme peste toate aceste propuneri și nu știu dacă există limite de vârstă, dar am zis că ne scriem și noi măcar la câteva, tragem o fugă până la București pentru că sunt foarte interesante. Întâi de toate, sau înainte de a vedea ce cuprinde acest program, când l-ați gândit? Pentru că știu că ați avut și o întâlnire cumva și de lucru și de așa închegarea echipei, despre ce a fost vorba. La începutul lunii septembrie, 7-10 septembrie, am avut o întâlnire la Câmpul Lung, o întâlnire cu tinerii din echipa diecezană. Ne-am întâlnit ca să ne organizăm pentru noul an pastoral în ceea ce privește activitățile, dar să ne organizăm și ca echipă. În centrul diecezan sunt 3 echipe de tineri, pe lângă echipa diecezană, care este alcătuită din tineri reprezentanți ai parohiilor din București. Mai există încă 2 echipe de tineri, trupa Verita, o trupă de tineret care cântă și însoțește centrul diecezan la evenimente, dar nu numai. Și mai avem o altă grupă de tineri, redacția Suflet Tânăr, care lună de lună, la mijlocul revistei, avem o rubrică acolo, revista Actualitatea Creștină. Și acolo punem articole de la tineri către tineri. Bun. La începutul lui septembrie ne-am întâlnit la Câmpul Lung și acolo ne-am oferit așa câteva zile de lucru pentru a pregăti acest program pastoral, dar și pentru noi ca și echipă să ne închigăm mai bine, să ne organizăm, să petrecem timp împreună așa, să dăm startul împreună. Ne-am adunat de prin vacanță, fiecare de pe unde a fost, și a fost o întâlnire foarte frumoasă. Pentru că nu e așa, cred, este important nu doar să avem acest ritm de a lucra împreună și de a organiza poate evenimente, pentru că riscăm doar să fim așa simpli, nu știu, lucrători, dar efectiv ați subliniat acest lucru, a închega echipa, practic a fi așa un lucru, de fapt o echipă puternică în care mai apoi dăruiește celorlalți. Și acest lucru mă gândesc că se întâmplă și pentru că se mai schimbă persoanele, nu, în centrul diecezan. Tinerii care lucrează în acest centru fac voluntariat și nu e important doar să faci multe activități, ci e important să construiești o familie acolo. Și cred că asta îi și atrage foarte mult, atmosfera frumoasă din această familie a tineretului, nu? Din acest centru. Și da, au plecat unii tineri, pentru că unii se căsătoresc, alții exact. Viața merge mai departe. Da, au alte planuri și cât își oferă din timpul lor pentru a activa în acest centru, atunci încercăm să integrăm în această familie și să ne cunoaștem între noi. Au venit tineri noi și atunci a fost nevoie de acest timp de cunoaștere și de apropiere a unora față de alții. Cum se prezintă programul pastoral pentru 2023-2024 și care e diferența dintre planul pastoral? Încercați să ne explicați mai vreme, le spunem și celor de acasă. Da. Avem un program pastoral care cuprinde, să zic așa, 2 lucruri. Planul pastoral este lista cu activitățile pe care le propunem tinerilor din Arhidieceza de București, dar nu numai. Dacă sunt tineri care vor să vină și din alte părți, sunt bineveniți. Și mai avem o altă parte, este cea cu activități extra. Și anul acesta
aceste activități extra, unele sunt noi, altele sunt de anul trecut, dar încercăm așa să venim și cu noutăți și sperăm ca anul acesta să fie niște noutăți care să surprindă. Și să prindă. Da, da. Să surprindă și să prindă. Da, anul trecut, de exemplu, am avut un schimb de experiență pentru, propus tinerilor din parohiile din București. Câte două parohii au făcut câte o activitate și chiar din unele colaborări s-au născut activități frumoase. Am păstrat acea activitate anul acesta, însă venim și cu alte activități noi, și anume cu câteva colaborări cu alte oficii din arhidieceză, cum ar fi pastorația universitară. Vrem să facem o activitate împreună pentru tinerii din parohii și studenți care, așa, care nu vin în parohii numai decât, dar frecventează mai multe biserici și vrem să-i adunăm la un loc. Bun. Cu familiile vrem să facem o colaborare sau cu oficiul pentru bunuri pastorale și culturale. Deci avem în vedere niște activități, urmează să le discutăm mai în concret. Ideile sunt, știm ce vrem să facem. Le discutăm în concret și o să revenim cu detalii. Și, bineînțeles, este planul pastoral care cuprinde lista cu activități pe care noi le propunem tinerilor din arhidieceză. Activități tradiționale, dar și activități noi. Cât privește cele tradiționale, la ce să ne așteptăm? Care sunt următoarele, să zicem așa, pe listă? Activitățile tradiționale sunt cele care până acum au prins la tineri și chiar i-am simțit așa că le-a plăcut ce au întâlnit în cadrul acestor activități, cum ar fi deschiderea anului pastoral, marcăm într-un mod mai deosebit concertul de colinde, întâlnirile tinerilor din decanate. Nu facem activități doar în București, ci mergem și în celelalte decanate din arhidieceză, cum ar fi Ploieștiu, Craiova, Brăila și Constanța. Apoi avem voluntariatul pe care îl propunem tinerilor la cele trei procesiuni tradiționale, Sfântul Ioan Paul al II-lea, Floriile sau Corpus Domini. Sunt activități unde am văzut că tinerii se simt bine, activități care le plac și am zis să le păstrăm. Cele care au mai scăzut așa din intensitatea curiozității și a entuziasmului, le-am înlocuit cu altele noi. Exact. Pentru că până la urmă și faptul că se schimbă anumite generații, cred, vin și cu alte nevoi sau cu alte provocări și până la urmă asta este frumusețea. Cât privește pastorația tineretului, nu e niciodată ceva fix, adică nu trebuie să mergem după o rețetă și sau cum spunea Sfântul Părinte, mereu s-a făcut așa, trebuie să facem în continuare. Tinerii sunt cei care ne arată că nu există o rețetă generală valabilă. Și asta e ceea ce își dorește biserica de la pastorația tineretului astăzi, să construiască, dacă vorbim de activități, nu activități pentru tineri, cum eram noi obișnuiți în trecut, se ocupau părintele, sora de la parohie, pregăteau niște activități și noi trebuia să mergem să participăm. Nu. Și în centrul diecezan și încerc ușor-ușor să transmit acest lucru și în parohii și colaboratorilor, lucrătorilor pastoralilor, preoți, persoane consacrate sau laici care lucrează cu tinerii, să le transmit că e mai frumos și mai important și ajută mai mult să construiești activități pentru tineri împreună cu tinerii. Și de aceea și în centrul diecezan colaborez cu acești tineri minunați, pentru că e mai folositor să construiești activități împreună cu ei. Ei știu ce își doresc tinerii de astăzi și asta înfrumusețează munca cu tineretul, cel puțin pentru mine în arhidieceză, că doresc să se afirme, doresc să-și pună ideile în aplicare și lucrul ăsta nu face decât să, atunci când apare o idee nouă, să o punem în practică, construim evenimente noi și în felul acesta dăm viață ideilor. Pur și simplu, cu ajutorul tinerilor. Care ar fi prima întâlnire pe care le-o propuneți? Când se deschide oficial toată această aventură 2023-2024? Oficial, anul diecezan al tinerilor, anul pastoral al tinerilor, se deschide pe 14 octombrie. Vom face acest lucru la Ploiești. Dacă în anii trecuți făceam deschiderea unui pastoral în București sau în Popești Leorden,
o localitate din apropierea Bucureștiului. Anul acesta am zis, da, mergem și în decanate, pentru că și acești tineri din decanate merită un asemenea eveniment și am gândit să fie Ploiești, Parohia Hristos Rege, pentru că e undeva la mijloc. Și tinerii din București pot să participe și cei din decanatele apropiate și mai ales tinerii din decanatul de Ploiești. Și să fie așa un schimb de experiență frumos. Și am mai pus pe site-ul Centrului Diecezan, de curând am pus informații cu privire la acest eveniment și în perioada următoare o să-l promovăm mai mult și sperăm să ni se alăture lumea. Va fi pe 14 octombrie deschiderea la nivel diecezan, dar la nivel parohial va fi pe 8 octombrie, pentru că la noi, în Arhidieceza de București, deschiderea lui pastoral se va face pe 4 octombrie, anul pastoral diecezan. Și atunci n-am vrut să anticipăm și am zis să facem după. Și un alt lucru tot legat de luna aceasta, am văzut acolo tineri pe numele fericitului Vladimir Ghica. Aceasta este una dintre surprizele noutățile anului pastoral. Una dintre surprize. Anul acesta în Arhidieceza de București este un an jubiliar. De exemplu, pe 7 octombrie se împlinesc 150 de ani de la hirotonirea sacerdotală și se va face, va fi un eveniment frumos, pentru că sigur vor fi comemorări, va fi și o liturghie comemorativă, dar vom merge și la închisoarea Jilava în Fortul 13, acolo unde el și-a dat viața, și am vrea ca și tinerii să fie acolo, pentru că Vladimir Ghica este un model de credință și pentru tineri și vrem să-i eu am trăit această experiență ca seminarist când am fost în pastorație și mi-a plăcut, a fost o experiență nouă, frumoasă, și vreau să le oferim și tinerilor, dar în același timp trebuie să-l cunoaștem și pe Vladimir Ghica mai mult. Este modelul nostru de credință și trebuie să ne inspire și de aceea am introdus acest eveniment. Fiind și an jubiliar, ar fi și păcat să nu existe astfel de inițiative, nu-i așa? Așadar, ce le doriți tinerilor? Pe mulți dintre ei i-am mai auzit, i-am mai urmărit la Ziua Mondială a Tineretului. A fost, să spunem așa, o experiență foarte frumoasă. Experiența care a încheiat anul într-un mod extraordinar, cred, pentru mulți dintre cei care au participat. Am văzut multe impresii apoi regăsite și pe paginile Centrului Diecezan pentru Pastorația Tineretului și ne pregătim de 2025, ne pregătim de jubileu, nu? Da, dar în Arhidieceza de București, sau cel puțin pentru tinerii din toată țara, mai avem un eveniment mare și cu care, de exemplu, noi cei din Arhidieceza de București vom încheia anul pastoral, Ziua Națională a Tineretului Catolic. 4-7 septembrie 2024, care va fi la Cheile Grădiștei. O să revenim cu detalii, dar atunci mai în apropierea evenimentului și sigur mergem la Roma în 2025, jubileul tinerilor. Sunt niște evenimente și mă întrebai ce le transmit tinerilor. Să se lase deschiși la surprize și să-și ofere disponibilitatea să participe la aceste experiențe noi, pentru că atunci când îi dai timp lui Dumnezeu, El are grijă să-ți dea multe înapoi. Nu rămâne dator la nimeni și încercăm să construim aceste experiențe și să atingă mai multe dimensiuni din ceea ce reprezintă persoana umană și nu doar activități spirituale, ci și umane, recreative și așa mai departe, și le recomand să se lase surprinși. Și bineînțeles, în noul an școlar, universitar și pastoral de tineret, să răspundă la provocările lui Dumnezeu, pentru că pe fiecare îl așteaptă provocări și Domnul e acolo ca să-i ajute să le trăiască. Și dacă încă mai sunt ascultători de-ai noștri care poate se pregătesc să înceapă facultatea la București, de ce nu? Îi invităm să participe la toate aceste proiecte, să se alăture Centrului Diecezan pentru Pastorația Tineretului, pentru că, sigur, vor avea o studenție mai frumoasă aproape de aceste evenimente. Sigur că da. Și eu chiar le recomand, și zilele trecute vorbeam cu tatăl unui tânăr care vrea să vină în București pentru a face facultatea și i-am recomandat, și asta le recomand tuturor tinerilor care vin în București din alte locuri ale țării, să facă o vizită la parohia de pe teritoriul căruia se află locul unde va sta în gazdă și să se intereseze de acest grup de tineri sau de activitățile care vor fi, și făcând parte dintr-un grup parohial de tineri,
ai acces mai ușor la toate aceste noutăți care apar. Și sigur, rămân căile consacrate prin care noi promovăm activitățile noastre, site-ul Centrului Diocezan, pagina de Facebook, Instagram, deci... Acum toate informațiile sunt la îndemână. Pe toate aceste căi o să oferim informații despre evenimente, le luăm treptat. Mulțumim mult, vă dorim mult, mult succes dumneavoastră, întregii echipe de la Centrul Diocezan pentru Pastorația Tineretului și așteptăm de ce nu și impresii de la toate aceste activități. O zi frumoasă! Mulțumesc și eu, mă bucur că am fost împreună și să auzim de bine. Așa să fie. Mulțumim, dragi ascultători, dragi telespectatori, a fost alături de noi până în acest moment Părintele Marian Blaj, responsabilul Oficiului pentru Pastorația Tineretului din Arhidieceza de București, care ne-a vorbit despre programul pastoral pentru 2023-2024 cu toate evenimentele și noutățile pe care Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului le aduce.